Bună dimineața! Cred că ați auzit și dumneavoastră deja despre tragedia care s-a întâmplat aseară, 30 octombrie 2022, într-o suburbie a orașului Seul, unde au venit 120.000 sau 100.000, 100.000 de tineri au venit să sărbătorească Halloween și în mulțimea aceasta așa de mare s-a întâmplat o îmbolzeală, un val de mulțime și unii au căzut jos și în cele din urmă s-a soldat cu moartea la 153 de persoane. Alții 37 se află acum în spital și dorim ca să supraviețuiască toți și așa ne rugăm pentru ei. Eu vreau să vă atrag atenția doar la câteva lucruri importante care cred că nu le veți auzi la știri. Iată, exact la 30 octombrie 2015 s-a întâmplat tragedia de la Colectiv, de la clubul cel de noapte Colectiv din București, unde erau adunați 300 de tineri și în timp ce se cântau niște cântări despre moarte, moartea era celebrată moartea. În timpul ăsta s-a pornit un incendiu și au murit 65 de persoane. Vi se pare că este o coincidență așa întâmplătoare, că la 30 octombrie s-a întâmplat atunci și tot la 30 octombrie s-a întâmplat și acum tragedia aceasta mare. Nu, este legat de Halloween. Pentru că Halloween nu este doar o distracție goală și lipsită de sens. Nu, Halloween este ceva cu implicații profunde spirituale. Fondatorul bisericii satanice, Anthony, nu mai știu cum îl cheamă pe el, el a spus că odată le-a mulțumit părinților creștini pentru că ei permit copiilor lor să-l sărbătorească, să-i se închine satanii o seară în an, o zi în an. Și când anume de Halloween? Deci dacă fondatorul bisericii sataniste, el spune că această sărbătoare este o închinare satanii, apoi ar trebui să credem că așa este și tot ceea ce se întâmplă la sărbătoarea asta, toată promovarea morții, a răului, a spiritelor rele, toate astea, în spatele astea nu stă doar distracții și așa, prosteală goală. Nu. Aici sunt implicate forțele întunericului, forțele răului. Și iată, drept dovadă, este tragedia care s-a întâmplat în Coreea, tragedia care s-a întâmplat la Colectiv. Și satana și-a luat victimele lui. În Biblie despre satana este scris că el este ucigaș, el este mincinos și tatăl minciunii, nu stă în adevăr și el este ucigaș. El asta vrea, asta caută. Și iată, acum asta a făcut. Mai mult, vrea să-i folosească pe oamenii mari din lumea aceasta, să folosească tot ce poate pentru a-și atinge scopurile lui. Pentru că el vrea nimicirea oricărui suflet omenesc și el vrea și nimicirea sufletului tău. Nu vrea să-L cunoști pe Domnul Iisus, nu vrea să cunoști Evanghelia, nu vrea să ajungi în împărăția cerurilor. De aceea, fii înțelept, dragul meu, și renunță la orice este legat de sărbătoarea asta, Halloween. Nu te lăsa înșelat și nu crede că este doar o simplă distracție, doar fan, doar prosteală. Nu. Este ceva mult mai rău. Fugi pentru că vei fi urmărit de implicațiile acestea și satana va dori să aibă un câștig de la tine, va dori să-ți facă rău și să-ți facă rău cât mai mult. Dumnezeu să te binecuvânteze, să fii înțelept și să fugi, să te ferești. Azi este 31, azi ar putea întâmpla iar, să se întâmple multe lucruri acolo, la școala ta, la locul tău de serviciu, tu îi vezi pe colegii tăi, cum colegii tăi merg tot și zic, au fan, poate unii din ei vor veni deghizați în fel de fel de urăciuni de astea și lucruri groaznice. Nu te lua după ei, ba invers, spune-le la oamenii aceștia, spune-le despre Domnul Iisus Hristos, spune-le despre viața veșnică și spune-le să se ferească de orice rău și arată-le legătura aceasta care am arătat-o eu acum prin acest video. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute. Te rog să distribui acest video și mai ales să-l distribui azi, pentru că trebuie azi să-l vadă mai mulți.